Facem un test. Ce se întâmplă cu cineva care se trezește că este contact al unui bolnav de coronavirus și ar vrea să se testeze? Există numere de telefon pentru DSP sector 1, DSP sector 2, DSP sector 3 și așa mai departe. O să luăm la rând, să vedem ce se întâmplă în momentul în care suni și ceri, practic, să fii testat, lucruri de felul acesta. Sunăm la sectorul 1. Bună ziua! Am și o întrebare. Sunt contact al unei persoane care este bolnavă, este infectată cu coronavirus. Aș vrea să mă testez. Cum ar trebui să procedez? Am fost rămâne în izolare timp de 14 zile de la data ultimului contact cu persoana respectivă. Asta recomandăm noi. Deci să nu ieșiți din casă, adică asta înseamnă că nici nu simte nimeni la dumneavoastră, nu vă testați, și așteptați să vedeți 14 zile dacă prezentați simptome. Dar nu aș putea să fiu și testat? Că văd că se fac testări destul de numeroase, nu aș putea să fiu și testat? Păi numai dacă aveți simptome. Și dacă nu am simptome, nu sunt testat? Nu, pentru că se consideră că nu ați contactat virusul. Păi da, am văzut că pot să fiu și asimptomatic și asimptomaticii sunt și ei... Procedura a rămas aceeași. Da. Deci numai în momentul în care se dezvoltă simptome, atunci se testează persoana. Deci nicio șansă să fiu testat la cerere? Nu. Da. Spuneți-mi, vă rog, vă aflați în București? Da, mă aflu în București. Ați rămas în izolare? Cu familia sau... Eu am fost contact... de mai multă vreme și acum eu vreau neapărat să mă testez, adică pentru că pe lângă izolare. Când a fost ultima oară? Mai multe zile. Spuneți-mi când a fost ultima zi, când ați... Nu știu să vă spun exact. Nu știți ultima zi când ați văzut persoana respectivă? Da, nu știu să vă spun exact. Și practic trebuie să rămân 14 zile în izolare și asta e tot. Păi da, dar trebuie să rămâneți 14 zile de la data în care v-ați văzut, sau mă rog, dați-mi contabilă cu ultima oară, pentru că atunci se consideră că e ultimul moment în care ați putut contacta virusul. Că de asta se calculează 14 zile de la data ultimului contact, nu oricând. Adică am înțeles. Bine, mulțumesc frumos. Cu plăcere. Bun. Deci nu putem să fim testați. Deschidem și mie, te rog, să văd numărul de telefon. Sunt la sectorul 2. DSP sector 2, după cum se vede, nu răspunde nimeni. Sunăm la DSP sector 3. Sector 3. Nici aici nu răspunde nimeni.
site scrie foarte mare, Direcția Sănătate Publică București, coronavirus, mare. Linii telefonice. Vă spun de nimeni. Bun, sună la DSP, sector 4. Bună ziua! Am și o întrebare. Suspectez că am fost contact cu un bolnav de coronavirus. Aș vrea să fiu testat. Cum aș trebui să procedez? Spuneți-mi exact ce înseamnă că suspectat, adică ce... Păi am fost în aceeași încăpere, chiar dacă nu am luat contact direct, dar aș vrea să-mi iau măsuri și să mă testez, pentru că înțeleg că Organizația Mondială a Sănătății a zis că testarea e cheia. Bun, deci noi, dacă noi considerăm că sunteți contact direct, vă recomandăm izolare 14 zile, dar asta v-am întrebat exact ce înseamnă că dumneavoastră ați luat contact cu persoana respectivă, pentru că poate nu sunteți din punctul nostru de vedere medical și atunci nu are rost să vă izolați. Bun, și dacă ajungeți la concluzia că sunt contact, totuși nu pot să fiu testat? Nu. Dacă nu aveți simptome, nu. Procedura este să rămâneți în izolare timp de 14 zile. Da. Dar aceasta este o decizie care așa a fost de la început și care nu se schimbă, nu? Da. Până în momentul de față nu. Nu s-a schimbat. Da. Bine, e în regulă. Am înțeles. Mulțumesc. Plăcere. Ok. Sunăm la DSP sector 5. Număr incorrect. Te rugăm să încerc. DSP sector 5. De pe sector 5. Din nou, au afișat un număr care este incorrect. You have dialed an invalid number. Mă rog, nu-i de râs, da. Hai să încercăm la DSP, sector 6. Număr incorrect. Te rugăm să încerci din nou? Înainte numărului. Deci, încă o dată, numărul de la DSP, sector 6, cel care este afișat. Număr incorrect. Te rugăm să încerci din nou, verificând înainte... Nu, eu am format exact cum apare aici. Deci, incredibil. Am format exact cum apare pe site. DSP sector 6. Număr incorrect. Te rugăm să încerci. Două dintre numerele afișate sunt trecute incorect. Sau poate, mă rog, e postul respectiv deranjat, dar mai sunt încă o dată. Număr incorrect. DSP sector 5 și 6 au numerele trecute incorrect sau, mă rog, din alte motive, nu poți să contactezi DSP-ul dacă trăiești în sectorul 5 sau în sectorul 6 și vrei să suni la DSP în condițiile în care ai nevoie și te-ai infectat, ați văzut ce se întâmplă.